Salut, sunt Ionica și astăzi avem un mic unboxing. Vorbim despre AirPods Pro. Am pus microfonul pe masă, tocmai pentru a auzi sunetul atunci când se deschide o cutie a unui iPhone, a unui MacBook sau a oricărui produs Apple. Cutia arată așa. Pe spate avem detalii legate de AirPods with wireless charging case. Și să vedem cum se aude. Dar cel mai interesant e să vedem ce avem în cutie. Și acum să o ridicăm încet. 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 Designed by Apple in California. Avem manualul de instrucțiuni. Safety and handling, mai multe limbi și cam atât. Aici avem carcasa. O punem puțin deoparte. Și aici probabil vom avea dopurile. Și încărcătorul. Dopurile sunt de diferite mărimi, mai mari, mai mici. Cele medii cred că sunt deja instalate pe căști. Bineînțeles, așa se desfac. Small și large. În funcție de urechile fiecăruia. Le vom pune înapoi. Cati vrea să se joace și ea. Și aici avem un cablu USB-C către Lightning. Împachetat frumos, corespunzător. Și acum să desfacem cutia. Băimuță. Așa arată. The moment of truth.
Becul este încă alb, pentru că nu a fost niciodată peiruit. Se simte puțin magnetul. Se simt destul de greu în mână, adică împerecherea se face foarte ușor. Apăsăm pe butonul din spate, avem telefonul apropiat de căști și în câteva secunde acesta se va conecta la iPhone. Aici, după cum vedeți, a durat câteva secunde. Ne spune media controlul cum putem pune play, pauze, da fast forward, noise cancellation. În momentul în care apăsăm o dată și ținem puțin apăsat, trece pe Transparency, dacă apăsăm, ținem apăsat, trece înapoi pe Noise Cancelling. În Control Center putem regla volumul și, bineînțeles, putem opri Transparency sau Noise Cancellation. Un nou feature, Siri poate să vă anunțe mesajele pe care le primiți fără să vă deranjeze. Carcasa și căștile au venit cu această baterie. Ele vor fi încărcate astfel încât să ajungă la 100% ziua următoare. Pe iPhone, cum vă spuneam, în Control Center avem toate cele trei opțiuni, de Noise, de Off și de Transparency. Automat switch-ul între ele se face foarte ușor și în căști se aude un sunet așa de confirmare. Volumul sus-jos sau de pe butoanele din lateral. Aici eu am vrut să dau deja drumul la un clip să vedem cum se aude. A pornit cel de la YouTube. Există și varianta în care să puteți reda muzică pe un Apple TV sau orice alt televizor cu AirPlay. Ulterior am încercat și pe YouTube. Mai multe clipuri, bas curat, sunet clar, totul ok. Salutare!